Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Peste 40 de state americane au dat în judecată Meta. Meta pentru noi înseamnă Facebook și Instagram. Compania care deține, da. Da. Pe care o acuză că le-a creat tinerilor o dependență de rețele sociale și a alimentat astfel o criză de sănătate mentală. Procurorii federali susțin că Meta a indus publicul în eroare în mod repetat cu privire la pericolele platformelor sociale și a determinat cu bună știință copiii și adolescenții să folosească rețelele în mod dependent și compulsiv. În replică, Meta răspunde că a încercat să păstreze siguranța tinerilor și că a introdus totuși peste 30 de instrumente pentru protecția lor. La telefon este doctorul psihiatru Gabriel Diaconu. Bună dimineața! Nata! Cum poate crea o rețea socială dependență? Adică cineva ar putea spune că e vorba doar de niște poze și filmulețe la care te uiți când ești plictisit, nu? În primul și în primul rând, nu rețeaua, cât algoritmul. Algoritmul fiind cod. În felul în care sunt scrise coduri, și aici nu fac referință doar la rețele sociale, fac referință la întreaga industrie IT orientată spre recreație. Să-i spunem jocuri, video, rețele sociale, aplicații mobile, tot ceea ce înseamnă inclusiv aplicații care înlesnesc, între ghilimele, viața de zi cu zi, în cod, în algoritm, este introdus și nu de ieri de astăzi, sunt introduse, de fapt, mecanisme de condiționare comportamentală. Ia orice vrei tu, orice gadget, o brățară pe care ți-o pui la mână ca să-ți monitorizeze, vezi, doamne, somnul, un ceas inteligent, o aplicație care îți trimite ceea ce se numește de N ani notificări, right? De la momentul la care pronunți cuvântul acesta notificări, poți deja să-ți imaginezi câinele lui Pavlov. Poți deja să-ți imaginezi condiționare comportamentală și felul în care oamenii, la un moment dat, încep să simtă, între ghilimele, nevoia de a verifica, de a face parte dintr-un proces oarecare. Și adevărul este că, istoric, Facebook, dacă ne referim doar la Facebook, de data asta, deși, să fim foarte serioși, nu doar Facebook a făcut treaba asta, Google a făcut treaba asta, Blizzard a făcut treaba asta și lista companiilor care, cei care fac EA Games, e o listă întreagă de companii care au introdus în algoritmele lor mecanisme de condiționare comportamentală pentru a-și crește vânzările, ca să fie foarte clar. E bine, la un moment dat, Facebook a introdus în propriul ecosistem un mijloc sau un mecanism prin care îți schimba ordinea lucrurilor pe care le vezi. Chestia asta face parte dintr-o triadă de manipulări de algoritm care se numesc pattern-uri întunecate, așa au fost ele numite în industrie, astfel încât să simți nevoia nu doar să verifici, dar și să interacționezi mai mult. Și chestia asta a contribuit un pic la starea de fapt a comunității care intra pe rețeaua socială. Oamenii au fost încurajați să petreacă din ce în ce mai mult timp și se verifice din ce în ce mai des. La un moment dat, ca să avem istoria completă, cei de la Apple, trebuie să le spunem și numele, au introdus în software-ul lor, în sistemul lor de operare, mecanisme prin care să verifici cât timp ai petrecut într-o anumită aplicație. Da. Să luăm, spre exemplu, aplicații de mesagerie sau aplicații de rețele sociale. Ba mai mult decât atât, în softurile lor mai recent au introdus inclusiv mijloace prin care de la un punct încolo să lași telefonul jos. Care va să zică, industria a știut astfel de lucru, industria a fost cumva complice la un astfel de lucru și de la un punct încolo, sfeclind-o pe mâne, a încercat să iasă din confreria asta, din coteria asta de condiționare și de marketing sângeros. E foarte interesant, odată e un proces la început. Meta a avut multe probleme în ultimii ani, inclusiv în perioada de pandemie, inclusiv după invazia Ucrainei. E foarte interesant ce o să se întâmple dacă la un moment dat procurorii deocamdată au lansat alegații. Dacă vor și demonstra chestiunea asta, cum vor demonstra chestiunea asta și cu ce consecințe. Dar care e mecanismul? Adică de ce capezi dependență când te uiți la niște poze și când dai un like? Care, la ce anume din creier se apelează? Studii în zona asta au fost făcute și nu de ieri de astăzi. Sunt studii care sunt centrate pe recompensă, sunt studii care sunt centrate pe eliberarea de opioide endogene, de endorfine, ca să fie foarte clar, care seamănă între, de n-aș fi vorba, teribil de mult cu un drog, da? Creierul își face propriul lui drog. De urmare, în momentul în care ai o reacție plăcută, reacția asta plăcută cumva creează și mecanismul de a repeta, de a persevera în acțiunea respectivă, pentru că vrei să ai mai multă plăcere. Să ne înțelegem, nu este similar cu, ce știu, o heroină sau cu fentanilul sau ce ne bântuie nouă coșmarurile în zilele noastre, să intri pe rețea socială, nici pe departe,
Dar în cele din urmă, dacă adaugi la chestiunea asta și mijloace de algoritm prin care să stimulezi suplimentar creierul sau să-i dai creierului, între ghilimele, instrumentele adicției, sunt unii oameni vulnerabili care chiar vor avea probleme din cauza asta și care chiar pot să probeze că sănătatea lor mentală a fost sever sau grav afectată de petrecutul prea mult timp în rețele sociale. Și cu atât mai mult cu cât în pandemie rețele sociale au fost extra utilizate, cred că există și o sensibilitate, nu doar a publicului american, dar îndeosebi a publicului american, vis-a-vis de consecințele negative ale virtualizării sau ale digitalizării excesive a populației americane, care are ramificații, spre exemplu, în viața de zi cu zi, vis-a-vis de capacitatea de a merge la lucru, vis-a-vis de abilitatea de a duce la capăt anumite task-uri sau sarcini, în relațiile de cuplu, și lista poate să continue. Meta nu e vinovat, între ghilimele, cauzal că astfel de lucruri s-au întâmplat, dar s-ar putea că Meta este vinovat într-un lanț de evenimente și a acționat circumstanțial, sau că a fost, cumva, între ghilimele, complice la această stare de fapt. Bun. Deci, din ce înțeleg, o rețea socială urmărește să afle ce-ți place. Și dacă îți plac pisicuțele, atunci dai like pe filmulețe cu pisici și îți dă mai multe filme cu pisici ca să stai mai mult pe rețea, pentru că ăsta este interesul oricărei rețele, să petreci cât mai mult timp acolo, pentru că astfel strânge cât mai multe date despre tine. Datele acestea sunt acum o marfă, se vând în... sunt tranzacționate, că astfel poți fi targetat cu reclame care ți se potrivesc mai bine. Exact. Dar asta înțeleg că ar trebui să fie o experiență plăcută, adică eu, de exemplu, sunt targetat, nu o secundă, că am ceva de remarcat tot din declarația procurorilor. Eu sunt targetat de șefi care prezintă rețete în bucătărie, pentru că îmi place să mă uit la asta, eu mă simt ok privindu-le, e adevărat că petrec mult timp. Dar iată ce spun procurorii federali. Au declarat că, potrivit cercetărilor, utilizarea Facebook și Instagram este asociată în rândul copiilor cu depresie, anxietate, insomnie, interferență cu educația și viața de zi cu zi și cu alte efecte negative. De ce ar fi o rețea socială interesată să provoace utilizatorilor depresie, anxietate, insomnie și așa mai departe? Nu, n-ar fi interesată, dar la fel de bine producătorii anumitor medicamente nu sunt direct interesați să creeze, între ghilimele, direct dependență consumatorilor, cât, dacă e să mergem până la capăt în mecanismul pervers, sunt interesați să creeze loialitate, să creeze afiliere, să creeze, între ghilimele, problema ca să-i ofere după aia soluția. Este cercul perfect, este piada perfectă a comerțului în care ofer și remediul, dar creez și problema. Și asta este o practică extrem de sângeroasă pe care o practică industria în multiple zone. Vedeți necesară o reglementare la nivel statal pentru aceste rețele? E clar că la nivel personal nu ne putem opune aceste rețele. Algoritmii aceștia speculează mecanisme psihologice profunde pe care nu le stăpânim. Vedeți necesară o reglementare la nivel statal? Cred că este nevoie, mai mult decât o reglementare la nivel statal, cred că este nevoie de o lege digitală care, într-un fel sau altul, să introducă ordine în tot ceea ce înseamnă universul virtual. Nu cred că putem să rămânem la nivelul rețelelor sociale și cred că amenziile care sunt în aparență, pentru că de obicei se dau amenzi, sunt imense. Sunt amenzi de Fortnite, au fost, de exemplu, amendați cu 2 miliarde de dolari. Ai zice că este imens, dar Fortnite faci 2 miliarde de dolari într-o săptămână. În momentul în care te uiți la mastodonți digitali, care sunt imposibil de comparat cu industria analogă, adică sunt imposibil de scalat la mediul real, e bine, în momentul respectiv, dacă reușesc să fie atât de profitabil, este pentru că funcționează într-un Eldorado, într-un vid de reglementări, și tot ce a fost introdus, EULA și alte mecanisme, GDPR, care au fost introduse, n-au făcut decât să zgârie un pic crusta, până la urmă, pe un vest, între ghilimele, sălbatic nou, care este de silicon, și în care continuă să opereze absolut nestingheriți oameni care produc algoritmuri și care produc cod și care în cele din urmă sunt mai puțin interesați de, între ghilimele, răul pe care îl fac sau bine, pe care îl fac umanității, sunt interesați doar de vânătoarea asta nebună de tehnologie, care este în cele din urmă, poate să fie complicată pentru o minte fragedă, cum este mintea unui copil sau dacă este deja o minte vulnerabilă din pricina altor suferințe psihologice. Aici trebuie să intervină reglementarea. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea doctorul psihiatru Gabriel Diaconu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.